Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este profesorul, expertul în securitate, analistul politic și directorul Institutului Diplomatic Român, domnul Iulian Fota. Bună ziua, domnule Fota, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, cu mare plăcere. Vă propun o călătorie într-un spațiu la ora actuală în fierbere, peste Atlantic, partenerul strategic al României în Statele Unite, acolo unde am avut o tranziție de putere, tocmai ce am avut o tranziție de putere, complicată și atipică, de la mandatul lui Donald Trump la președintele ales Joe Biden. De ce a fost altfel această tranziție față de alte tranziții de putere din Statele Unite în ultimul secol? Pentru că Donald Trump a fost altfel. Donald Trump, când a ajuns președintele Statelor Unite, nu avea niciun fel de experiență într-o funcție publică. Venea dintr-o zonă a business-ului, o zonă cu alte reguli, cu altă cultură, cu alt mod de manifestare și a preluat brutal, aș putea să spun, fără niciun fel de pregătire, funcția de președinte al Statelor Unite și efectiv s-a văzut pe durata celor 4 ani că nu era pregătit pentru funcție, nu s-a ridicat la înălțimea funcției, la înălțimea prestanței pe care o cerea această importantă și onorantă poziție pe care el a deținut-o. Și cred că asta explică și de ce sfârșitul de președinție a fost atât de violent și atât de nesigur. Și a fost nesigur nu numai pentru Statele Unite, dar nesiguranța asta s-a transmis prin prisma relațiilor speciale pe care America le are cu foarte multe state, mai ales aliații, și nouă celorlalți. Donald Trump a tratat președinția Statelor Unite ca pe un câștig personal, niciodată n-a privit această poziție ca pe o obligație pe care el o are față de America. După părerea mea, s-a pus de multe ori deasupra intereselor americane și deasupra intereselor Partidului Republican și datorită acestui comportament superficial și în unele privințe irresponsabil, am avut în primul rând convulsiile interne și, bineînțeles, toate aceste tensiuni legate de predarea ștafetei. El putea să oprească tot acest proces de tensionare încă de la alegerile din noiembrie, recunoscându-și înfrângerea, adoptând aceeași politică, politicoasă, responsabilă ca toți președinții americani, pentru că aduceți-vă aminte cum Barack Obama l-a așteptat pe treptele Casei Albe, nu la predarea mandatului. Echipa lui Barack Obama a lucrat foarte bine cu echipa lui Donald Trump, predând dosarele, lucru pe care de altfel l-am practicat și eu atunci când administrația Traian Băsescu a predat dosarele importante ale României administrației Klaus Iohannis. Deci am trecut și eu printr-un proces de felul ăsta, un proces, ca să zic așa, politicos, respectuos, pașnic. Nu de altă dată, și România a avut perioade, eu cunosc și transferul de putere de la Emil Constantinescu la Ion Iliescu, când efectiv s-au preluat birouri goale, când efectiv dosare importante nu mai existau, când a trebuit să reconstitui. Era o democrație imatură atunci, gândiți-vă, eram la 10 ani. Bineînțeles, disfuncțional. Nu democrația, oamenii erau imaturi și responsabili, pentru că la vremea respectivă oamenii au hotărât inclusiv să dea foc la dosare, că în unele zone ale statului 96 noiembrie s-a acționat ca și cum se produce o invazie străină. Au distrus documente pentru că nu care cumva CDR-ul să pună mâna pe ele. De parcă CDR-ul erau extrateriștii veniți să distrugă țara. Deci eu analizez ce s-a întâmplat în Statele Unite, asta vreau să spun și prin prisma experienței personale, că am văzut ce înseamnă predarea respectoasă, politicoasă, demnă a unei președinții noului președinte. Donald Trump n-a fost capabil de așa ceva. Până la sfârșit, dovadă că a plecat fără să-l salute pe noul președinte. Și știți de ce e important? Că lumea poate nu înțelege simbolistica. De ce e important noul președinte să fie întâmpinat de vechiul președinte? Întâmpinându-l, invitându-l în Casa Albă, discutând între ei ca fost și actual președinte. Ăsta este mesajul pentru Statele Unite, că America are un singur președinte și că din momentul ăla președintele în funcție este cel care conduce destinele Statelor Unite. De aceea foștii președinți în Statele Unite dispar din viața publică, dispar din viața politică, corect, nu din viața publică. Ei țin conferințe, sunt invitați pe la universități, pe la facultăți, discută cu studenții, participă la conferințe internaționale, dar din punct de vedere al agendei publice a Statelor Unite, din punct de vedere a relevanței lor pentru politica Statelor Unite, din momentul în care ei și-au încetat mandatul, ei nu mai există prin propria lor opțiune. Și de aici o serie întreagă de întrebări, aici deja intrăm în partea post-Trump, ce va face domnul Trump în continuare, dacă va respecta această cutumă importantă, pentru că America nu poate avea doi șefi.
cum nici într-o structură militară nu poți avea doi comandanți. Deci deja aici speculăm cu privire la ce va face Donald Trump după plecarea de la Casa Albă. Tocqueville scria la un moment dat despre democrație în America, vorbea despre consensul necesar totuși într-o democrație între principalele partide pe anumite teme. Și glorifica, valoriza foarte mult această trăsătură a democrației americane. Bun, avem un sistem bipartinic, sunt două viziuni diferite cu privire la societate, dar pe marile teme de geopolitică, de politică, avem niște valori comune. De exemplu, atașamentul pentru sistemul democratic, s-a văzut asta și în perioada războiului rece, după anul 1945. Niciodată mi se pare că până la Donald Trump tabăra democrată și tabăra republicană nu au fost mai divizate și mai segregate. Această divizare din zona politică americană profundă din perioada lui Trump s-a reflectat și în societatea americană? Adică avem o falie în societatea americană? Falia sau fractura sau fracturile din societatea americană nu sunt invenția lui Donald Trump. Iar nevoia consensului în democrație provine din însă slăbiciunea structurală a democrației. În democrație, dacă nu există o dominantă, dacă nu există un proiect de țară, dacă oamenii nu au un obiectiv comun, competiția între diferitele grupuri de interese, competiția între diferitele platforme politice, riscă să ducă la paralizie, la dezordine internă și, efectiv, ineficiența țării ca și actor politic internațional crește. Deci, de aceea, în democrațiile mature, se acționează în baza acestui acestui standard, acestui principiu extrem de important. Acum, în Statele Unite, fragmentarea internă nu e de la Donald Trump. Deja de pe timpul președintelui Obama, eu am constatat, de exemplu, prin 2012, deja 2013, am văzut articole în presa americană care vorbeau, de exemplu, de plutocrație. Da. Deci, și aici nu vreau să mă duc că ajungem până la Marx pentru a discuta importanța clasei mijlocii. Știm bine că revoluția a fost evitată prin dezvoltarea de după al doilea război mondial, revoluția aceea a proletariatului la care Marx și ulterior Lenin au sperat, a fost evitată pentru că în Occident dezvoltarea economică de după al doilea război mondial, anii 50 și 60, au dus la creșterea semnificativă a clasei mijlocii. Deci proletariatul a evoluat pe o treaptă superioară, o parte mare din el s-a transformat în clasă mijlocie. Clasa mijlocie n-avea nici de cum interesul să conteste regimul și sistemul, întrucât era marea beneficiară, această clasă mijlocie, a capitalismului și a democrației. E bine, ăsta este un paradox și poate că o chestiune nu întotdeauna atent discutată. Deși pe globalizare sau deși prin participarea la globalizare, țările occidentale s-au dezvoltat și s-au îmbogățit în continuare și America, după 30 și ceva, după 30 de ani de la căderea comunismului, ani care s-au suprapus și peste cum să spun, contextul ăsta neoliberal. Deci după atâția ani, America e mai bogată ca acum 30 de ani, deci mult mai cifrele bogată. Sunt clare, mai bogată, mult mai bogate lucrurile deja. Dar per ansamblu, în America, de exemplu, paradoxal, clasa mijlocie s-a restrâns, s-a redus. Cum explicăm acest fenomen? Este foarte simplu. Bogăția pe care America ca țară a produs-o n-a fost egal sau n-a fost corect distribuită, că poate egal nu e un cuvânt bun. N-a fost echitabil distribuită în interior. Ea s-a acumulat la vârf, astfel încât după, repet, 30 de ani de dezvoltare economică cu o America mai bogată, avem o clasă a oamenilor foarte avuți mai mare și o restrângere a clasei mijlocii. Evident că pe restrângerea clasei, iar cei din clasa mijlocie unde s-au dus? S-au dus jos în zona celor săraci și foarte săraci. Că dacă clasa mijlocie ar fi continuat să se dezvolte, eu cred că toate fracturile astea interne americane n-ar fi fost atât de vizibile. Ori în momentul în care fractura economică este atât de importantă, inevitabil ea radiază negativ și spre social și influențează negativ toate celelalte fracturi pe care America în mod natural le are prin modul în care ea s-a constituit ca țară, nu? Avem această relație complicată între albi și minoritari, în special afroamericani, dar acum din ce în ce mai mult contează și latino, cei care vin din zona Americii Centrale și Latine. Avem această fractură care iarăși e legată de social și de economic între conservatori, între cei care văd America prin prisma părinților fondatori, care știm foarte bine că răspundeau acelei cerințe numită prescurtat WASP, nu erau white, adică albi, anglosaxoni și protestanți. Și avem din ce în ce mai mult în momentul ăsta un segment așa numit liberal sau progresiv, deși cuvântul liberal ne poate păcăli puțin, că nu e același înțeles la liberal ca în Europa.
Deci acest curent, care este mult mai cosmopolit și care în general domină cele două margini ale Americii, Atlanticul și Pacificul, America e mai conservatoare și mai West, fiind concentrată în interior, nu? De unde de altfel sunt și mulți dintre suporterii lui Donald Trump. Deci Donald Trump a venit președinte pe o Americă care deja avea o serie întreagă de probleme interne, unele istorice, și chiar dacă ele fuseseră ameliorate, pentru că relația între populația majoritară albă și minoritatea afroamericană s-a tot ameliorat, s-a tot dezvoltat. Minoritatea afroamericană a căpătat conștiință de sine, a devenit din ce în ce mai vocală, a început să-și apere drepturile din ce în ce mai bine și a ajuns să aibă performanțe nu numai pe zona culturală și sportivă, dar inclusiv în zona politică, prin președintele Barack Obama, nu? Deci chiar dacă unele dintre tensiunile astea fusese restompate, ele erau în continuare prezente. Și pe fondul crizei economice din 2008, pentru că criza a afectat de mult, foarte mult în interior negativ America, a venit președinte Donald Trump. Care e vina lui Donald Trump? Donald Trump trebuia să aibă grijă la toate aceste fracturi. Trebuia, pentru că el ca președinte, ceea ce încearcă cu Joe Biden să facă, trebuia să unifice și președintele tuturor americanilor. Deci tu nu ai voie, prin natura funcției, să îi învrăjbești pe americani, pe unii cu ceilalți. Ori Donald Trump a făcut exact opusul. A încercat să profite de aceste divizări ca să capitalizeze pe una din părți, să-și o anexeze ca masă de manevră și de aici vina care îi se face apropo de atacul Capitolului. Negând evidența, mințind, manipulând, pur și simplu negând dreptul la exprimare, dacă vreți, al celorlalți, care pe foarte multe chestiuni ridicate aveau dreptate. Evident că și în tabăra, să zic așa, așa numită tabără progresistă, avem derapaje, avem radicali, avem radicalisme și acolo avem abordări eronate sau exagerate. Dar pe altă parte avem și probleme reale acolo. Apropo de chestiunea legată de siguranța persoanelor afroamericane care nu de puține ori sunt victima unor abuzuri, mai ales pe relația cu poliția locală americană. Că aici este problema mare. Și aici aș face o paranteză. Să înțelegem că America e stat federal, deci multe dintre problemele astea se întâlnesc mai degrabă la nivel local sau federal decât la nivel local sau statal decât la nivel național federal. Deci Donald Trump aici a greșit. A accentuat prea multe aceste divizări în folos propriu, repet, nu în interesul Americii. Și de aici Joe Biden și nevoia de a insista pe unitate, pentru că totuși America înseamnă toți acești oameni și, cum bine spuneți, trebuie să găsești o formulă ca oamenii ăștia să tragă la aceeași căruță sau să bea la vâzle în aceeași barcă și barca să meargă într-o aceeași direcție. De altfel, unul din filmulețele din campania electorală satirizant la adresa ambelor partide e filmulețul cu o barcă în care măgărușul și elefantul, cele două animale simbol ale cele două partide, trag fiecare într-o altă parte și se hotărăsc că nu e bine și să coopereze și, evident, satiric, ele trag iarăși complementar în părți diferite barca continuând să se învârtă în loc să meargă într-o anumită direcție. Deci și filmulețul ăsta satiriza o situație altfel tristă și pe care Joe Biden va trebui să o rezolve sau măcar să o amelioreze, că nu putem fi atât de optimiști, e nevoie de timp. Dar cred că o poate ameliora măcar prin atitudine și prin exemplu personal. Și vedeți că de 2-3 zile încoace, de când s-a instalat ca președinte, încearcă prin tot felul de atitudini simbolice să dea un alt semnal. Urmează două întrebări interesante legate de politica internă din Statele Unite. Avem de-a face cu Donald Trump un republican altfel. Am avut de-a face, eu sper să nu mai avem de-a face cu el. Nu, am avut de-a face cu Donald Trump un republican altfel. Exista o cutumă a felului de a fi al președinților republicani în general, nu? Conservatori, religioși, din zona protestantă, extrem de atașați de valorile atlantiste, de exemplu, cu atitudine suspicioasă față de politica Rusiei în Estul Europei, o serie întreagă de trăsături tipice republicanilor. Donald Trump n-a fost un președinte republican tipic, ci unul atipic. Ce se întâmplă cu Partidul Republican? Cum vedeți viitorul Partidului Republican în era post-Trump? Spre divizare, spre fracturare, spre recâștigarea de către vechile elite, de către vechiul establishment republican din tradiția lui Bush? Cum vedeți viitorul Partidului Republican în societatea americană? Spre dispariție? În primul rând să spunem că Donald Trump a fost un președinte fără valori. Eu nu știu în ce valori a crezut sau crede Donald Trump. Și lucrul ăsta se vede și mai bine din această antiteză de ultimă 100 de metri între el și Mike Pence. Mike Pence e într-adevăr un republican tipic. Și la el lucrurile clare, pentru că se văd niște linii roșii, adică ca republican
niște lucruri nu le-a putut accepta și în final, spre amărăciunea lui, pentru că un tip cu convingeri de felul ăsta niciodată nu ia astfel de decizii ușor, a trebuit să pună piciorul în prag. Și uitați-vă ce importantă totuși participarea lui simbolică la instalarea noului președinte al lui Joe Biden. Deci Mike Pence a fost acolo. N-a fost la baza de lângă Washington, de unde Donald Trump a plecat cu Air Force One spre Florida. Mike Pence. Și e extrem de important pentru America că a fost acolo. Pentru că Mike Pence a încercat să repare măcar pe ultima 100 de metri ceva din paguba, dacă vreți, de credibilitate, de imagine făcută de Donald Trump. Acum, ce se va întâmpla cu Partidul Republican? Sunt niște lucruri pe care eu nu le știu și mi-e greu să judec fără ele. Trebuie să vedem, și poate că nici ei în America nu le știu încă, trebuie să vedem în ce măsură, după plecarea de la Casa Albă și după toată această poveste cu atacul Capitolului, pentru care Donald Trump are, ca să zic așa, costul moral de achitat, este părintele moral al acelui demers absolut respingător, să vedem în ce măsură susținătorii lui îl mai susțin. Donald Trump a avut un număr impresionant de voturi, deci cred că vreo 70 de milioane, ceea ce îți arată că o bună parte din America își punea speranțele în el și partea asta de America nu poate fi neglijată. La demonstrația, la meeting-ul făcut cu câteva ore înainte de acel atac asupra Capitolului, unul din fiii lui chiar spunea că capitalul electoral nu e al Partidului Republicanist, al lui Donald Trump. E bine, asta e o chestiune extrem de importantă și trebuie să vedem în ce măsură mai este valabilă. În ce măsură toate aceste greșeli, erori pe care el le-a comis pe ultima 100 a mandatului, au dus la pierderea de electorat. În funcție de cât electorat mai are Donald Trump, vom putea ceva mai bine să ne dăm seama ce se va întâmpla cu Partidul Republican. Sincer, eu sper din toată inima Partidul Republican să se delimiteze de Donald Trump, să redevină Partidul Republican care a fost odată. Acum să vă spun un lucru. Eu am foarte mulți prieteni în Partidul Republican, dar am prieteni printre republicanii tradiționali, vechi. Niciunul din ei, și aia erau oameni foarte importanți, foarte influenți, oameni care au avut funcții în sistemul de securitate națională, oameni care au fost piloni de bază ai Americii în timpul războiului rece și în primii ani de după, oameni care au lucrat cu Reagan, care au lucrat cu Bush senior, Bush tatăl. E bine, oamenii ăia, niciunul dintre ei nu a vrut să colaboreze și să intre în administrația Trump, deși unii dintre ei au avut oferta asta. Ei de la început l-au respins pe Donald Trump ca nefiind republican și anticipând lucru care nu era de altfel chiar de greu de făcut, că va fi un cost pentru America. E bine, oamenii ăștia sunt absolut convinși că ar da o mână de ajutor la reconstrucția Partidului Republican dacă conducătorii actuali ai Partidului Republican ies de sub influența negativă a lui Trump, chiar cu pierderea unei părți de electorat și revin la postura lor tradițională. Deși aici trebuie să spunem un lucru, părerea mea că nici Partidul Republican, cum nici relația transatlantică și nici alte lucruri, nu vor reveni la postura lor de acum 4 ani. Adică sunt niște lucruri care s-au întâmplat, de care trebuie să ții cont. Și Partidul Republican cred că trebuie să treacă printr-un proces de modernizare sau de reorganizare și să înțeleagă că totuși avem o altă Americă, o Americă în care, chiar așa cum sunt ei poate mai radicali, și acești americani cu atitudini mai tranșante, descris ca progresiști, contează, și acești oameni sunt parte din America actuală și trebuie să se regăsească în peisajul politic intern. Adică ce vreau să spun este că Partidul Republican trebuie să revină un pic mai spre centru, pentru că, după părerea mea, dacă se duce spre dreapta, deja l-a împins Donald Trump foarte mult spre dreapta, intră într-o zonă a extremei. Și dacă, de fapt, după prima întrebare, dacă Partidul Republican se destramă, întrebarea a doua importantă este vreuna din aceste aripi se duce spre extremă dreapta? Adică vom avea pentru prima dată după mult, măcar de la al doilea război mondial încoace, atitudine de extremism politic în zona vizibilă a politicii americane, în zona de centru, adică în zona centrală a politicii americane? Pentru că asta este a doua mare întrebare și nimeni nu o pune. Pentru că așa cum arată lucrurile în momentul ăsta, aliații domnului Trump, dacă rămână număr consistent și în continuare vor avea nevoie de lideri, vom avea un partid de tip AUR sau România Mare sau Iobic sau mai știu eu ce partid ăsta, sau Madame Le Pen în Statele Unite. Și atunci lucrurile vor deveni și mai interesante decât acum. În al doilea rând, cu ce rămânem în urma politicii externe a lui Donald Trump? Așa cum a fost în politica externă și în zona de politică, în politica internă și în zona de politică externă, Donald Trump a fost un președinte atipic și hiperactiv.
de la tensionarea relațiilor sino-americane până la un nivel de negândit în urmă cu 8 ani de zile sau cu 4 ani de zile, până la relația tumultoasă și de neînțeles, după mine, între Kim Jong-un și Donald Trump. Nu reușesc să înțeleg piruetele acestea făcute de Donald Trump în jurul lui Kim Jong-un înainte și după, până la o relație cu Rusia complicată, jalonată de suspiciuni de implicare a Rusiei în campania electorală a lui Donald Trump, am avut relații externe complicate și tumultoase. Vom reveni la doctrina de politică externă din perioada lui Barack Obama? Nu, pentru că și-a și spus în campania electorală, președintele Joe Biden își va face propria politică externă. Deci, la un dat, cred că a spus-o chiar tranșant, că nu va fi un, cum să spun, obamist, ca să zic așa, reîncălzit. Deci, Joe Biden va avea ambiția și încăpățânarea de a-și formula propria politică externă în concordanță cu vremurile, așa cum arată ele astăzi, nu cu ceea ce era în sistemul internațional acum 4 ani de zile înainte de alegerea lui Donald Trump. Deci, nu spun că unii dintre oamenii care au fost pe vremea lui Barack Obama nu sunt și astăzi, dar ce vreau să spun este că gândirea va fi în multe privințe diferite, pentru că lumea s-a schimbat foarte mult în acești 4 ani, lăsându-l deoparte pe Donald Trump. În sistemul internațional, lumea astăzi arată mult diferit de ce era acum 4 ani de zile. Asta apropo de Rusia, de China și de o serie întreagă de alte evoluții. Apropo de Mediterana, aveam dosarul Mediterana de Est acum 4 ani de zile, aveam situația asta paradoxală pentru Occident, că de exemplu Libia este o țară al cărui destin e stabilit de Rusia și de Turcia, fără niciun fel de participare occidentală. Deci, revenim la Donald Trump. Sunt câteva lucruri bune făcute de Donald Trump. Deci în zona asta a politicii externe, Donald Trump a reușit câteva lucruri foarte importante. În primul rând, așa cu stilul lui mai gălăgios și insistent, a reușit să convingă aliații din NATO să cheltuiască mult mai serios pentru propria lor apărare. Da. Că asta este un lucru important de spus. Deci, acea discuție cu 2% și faptul că tot mai multe țări și-au asumat acest angajament este benefic pentru NATO. America ne-a cerut să cheltuim mai mult pentru propria noastră apărare, fiind conștientă de faptul că are o povară mult prea mare de dus, asta apropo de China și de celălalt teatru mare de operații care este Pacificul, și fiind conștientă că ăsta este momentul în care europenii trebuie să-și arate contribuția și să o mențină. Doi, e remarcabil această împăcare, sau nu împăcare, poate reconciliere, reașezare a relațiilor între Israel și anumite state arabe. Și părerea mea că trendul ăsta va continua. Deci aici, și ăsta este iarăși trend, aici e o schimbare epocală. Deci da. Aici avem o schimbare după, ce să zic, vreo 100 de ani, că dacă plecăm de la declarația Balfour, nu? Care era imediat la finalul primului război mondial. Deci avem peste 100 de ani de relații tensionate între evreime și lumea arabă. Ei bine, uitați-vă că o serie întreagă de state arabe se așează pe alte relații cu Israelul, chiar de colaborare, chiar de respect reciproc, ceea ce este extrem de important. Acum, astea sunt cele două mari realizări pe care eu le văd ca rămânând pe partea pozitivă a mandatului Donald Trump. Unde a greșit Donald Trump? A greșit marginalizând multilateralismul, pentru că nu ai cum să rezolvi o serie întreagă de probleme importante astăzi fără abordare multilaterală. Încălzirea globală, nevoia de a avea totuși niște reguli clare și respectate pe zona de comerț global, nevoia de a combate fenomene de-astea precum terorismul internațional, mai ales cel cu fundal radical islamic sau crima organizată, mai ales pe zona cibernetică. Lucrurile astea nu se pot face radical de o țară individuală în izolare. Deci aici Donald Trump, marginalizând și lovind în credibilitatea multilateralismului, în mod clar a greșit. Nu sunt convins că a avut cea mai bună abordare în ceea ce privește relația cu China, pentru că totuși, să spunem un lucru, este de neacceptat ideea unei confruntări militare cu China. Și de asta cei de la Harvard, care au venit cu acea teorie a capcanei lui Tucidide, insistă pe această abordare, că de fapt care e lecția învățată de la Tucidide? După războiul ăla istovitor, și Sparta și Atena au ieșit erodate, înfrânte, dacă vreți, din punct de vedere strategic, cu resursele măcinate, și ele au devenit mai vulnerabile decât erau față de o eventuală atac sau invazie dinspre alte zone, apropo de Persia, care râvnea la Imperiul Persan, care râvnea la vremea respectivă cucerirea Greciei. Deci,
Eu cred că aici Donald Trump a pus lucrurile într-o direcție. Una este să avertizeze asupra unui competitor și alta este să bași competitorul, ca să zic așa, într-un colț, sperând că el nu va avea reacție și va fi copleșit de marea putere americană, ceea ce nu se va întâmpla. Adică China nu se va lăsa, nu se lasă și nu se va lăsa impresionată de toată această forță pe care America o etalează. Deci, bun, și cred că nici pe chestia, în fine, unde a mai făcut Donald Trump un lucru bun? La nivel tactic, faptul că a consolidat prezența militară americană în Europa este de necontestat. Dar spre finalul mandatului, tot el a revenit asupra acestei politici prin decizia aceea de repoziționare, care rămâne să vedem în ce măsură Joe Biden o va accepta. Și chiar dacă... Da, de ce ar muri soldați americani pentru a apăra Muntenegru? Vă amintiți? Da. Și, bun, asta trebuie privită în combinație și cu dorința lui Joe Biden de a reface relația transatlantică grav afectată de Donald Trump. Dacă Donald Trump începea astăzi al doilea, sau în fine, al doilea mandat, ăla ar fi fost momentul de final pentru relația transatlantică. Deci europenii care oricum nu mai aveau încredere în el, în momentul ăla s-ar fi strâns la un loc și ar fi zis, uitați-vă că aseară a fost un consiliu. Dacă Donald Trump era la Casa Albă, consiliul de aseară, eu cred că asta ar fi avut pe agenda, prin ce facem în condițiile realegerii, când știm că nu mai putem baza pe el și el a definit Uniunea Europeană ca un adversar de-a lungul timpului, lucru pe care niciun alt președinte american nu l-a făcut. Nu l-a făcut. Deci, sunt câteva lucruri bune, dar alea rele, părerea mea că sunt mai relevante și atârnă mai greu un bilanț. Și pe ansamblu, bilanțul Donald Trump de politică externă nu o să fie unul pozitiv. Domnule Fota, cum vedeți relația viitoare între Joe Biden și o zonă care pe noi ne interesează foarte mult, și anume centrul și estul Europei, respectiv spațiul ex-sovietic? Am avut o perioadă, nu? Perioada lui Bush, 2000-2008, pe care o văd, nu? Ca pe o perioadă de expansiune a atlantismului și de susținere a atlantismului și a atlantizării estului Europei. Pe lângă aderarea țărilor din centru și estul Europei, am avut, nu, până în 2008, o extindere a NATO sau o tendință de extindere a NATO și în spațiul ex-sovietic prin susținerea revoluțiilor colorate în Ucraina, în Georgia. Am avut continuarea extinderii NATO către Balcanii de Vest, acolo unde zona pare să fi securizat la ora actuală. După anul 2008, am avut inițial politica lui Barack Obama de mentandu, cum spun francezii, de întinderea unei mâini către Rusia, unui reset, a unui restart în relațiile ruso-americane, politică nu care a eșuat, s-a văzut în urma intervenției din Ucraina din 2013-2014. În perioada lui Donald Trump, nu am văzut o atitudine extrem de fermă față de această zonă. În perioada lui Joe Biden, credeți că se va susține în continuare atlantizarea estului Europei? Adică, care credeți că va fi politica americană la ora actuală față de situația tumultoasă din Belarus și față de o posibilă aderare la NATO sau de continuare apropierii de NATO a Ucrainei și Georgiei? Multe întrebări bune, dar nu la toate vom avea un răspuns. Ce puțin, nu putem avea un răspuns acum. Joe Biden s-a instalat la Casa Albă doar de două zile, cred. Da. Bun. Donald Trump, ca să pună presiune pe țări precum Franța sau Germania, a cultivat Europa Centrală și chiar a ținut ușa pentru Europa Centrală mai deschisă decât a fost ușa pentru o parte din liderii din, cum zicea Ransul la un moment dat, vechea Europa. Deci, efectiv, și asta ne-a ajutat pentru că am putut mai ușor să punem problemele noastre pe masa lui Donald Trump și am putut mai ușor să negociem eventuale mișcări pe care America am dorit să le facă și în favoarea noastră. Asta apropo de mărirea, suplimentarea prezenței militare americane în Europa Centrală și, evident, și ca urmare a unor decizii pe care NATO le-a luat în ultimii ani. Paradoxal, bun, pe de altă parte, faptul că Donald Trump a tensionat atât de mult relația transatlantică ne-a afectat și pe noi. Eu am mai spus lucrul ăsta. E bine când un vecin e foarte prietenos cu tine și relația e foarte bună, bilateral vorbind. Dar dacă vecinul respectiv, în perspectivva, are de gând să dea foc la toată scara blocului, nu știu în ce măsură te mai ajută sau te mai încălzește faptul că el ți-e prieten și ție. Deci, tensionarea asta gratuită și inutilă a relației transatlantice pentru noi constituie o mare problemă, pentru că România are nevoie de ambele organizații, și de NATO și de UE, și ele nu pot exista decât împreună, ceea ce Donald Trump nu înțelegea. Deci dacă una din aceste organizații este grav afectată, suferă și cealaltă. Bun, deci prin venirea lui Joe Biden, relația transatlantică se relaxează,
nu o să fie ce a fost, dar părerea mea că se negociază o formulă care s-ar putea, într-un final, să fie mulțumitoare și pentru noi. Partea proastă este că, pe de altă parte, Joe Biden, în ceea ce vrea să facă, va fi mult mai deschis pe relația cu țările mari din Europa, în special Germania, dar și Franța, asta apropo și de alte dosare. Ceea ce înseamnă că inevitabil pentru Europa Centrală, accesul la Casa Albă va fi ceva mai dificil. Deci, iar aici este, cum să spun, venirea lui Joe Biden la Casa Albă prezintă și o serie întreagă de provocări, dacă vreți, instituționale pentru noi, pe care noi va trebui să le luăm în calcul și să le gestionăm. Asta este una dintre ele. Deci, un Joe Biden care oricum va fi concentrat, a spus-o, pe politică internă. Deci trebuie să vedem cine din administrație va avea pe agenda relațiile astea, cu cine vorbim, în ce măsură vom avea timp pentru discuțiile noastre la Casa Albă. Repet, acum când mă aștept ca, față de Donald Trump, statele mari din Europa, precum Franța, precum Germania, Italia, Spania, să aibă mai mult acces la Casa Albă. Bun. Doi, Donald Trump nu a avut chestiunea asta a democratizării interne prea puternic. Cred că n-a avut-o deloc pe agenda. Da. Și ca atare, din perspectiva relațiilor cu el, statele care prezintă ceva probleme în Europa, precum Ungaria sau Polonia, au avut o viață ușoară. Joe Biden are clar această temă a democrației pe agenda. Vrea să știm foarte bine că vrea până la sfârșitul anului să convoace, să organizeze un forum global pentru democrație. Vrea să strângă statele care cred în democrație aproape. Ei bine, aici rămâne să vedem în ce măsură în relația Washingtonului cu Europa Centrală, iarăși prin prisma, de exemplu, a Ungariei sau a Poloniei, chestiunea asta se va regăsi și va avea o influență negativă. Pentru că României nu-i poate fi indiferentă o situație complicată, de exemplu, între Statele Unite și Polonia pe chestiuni de democratizare, când importanța strategică a Poloniei este atât de mare. Și atunci, evident, că rămâne să ne uităm. Deci, pentru noi ca și țară avem doar de câștigat, după părerea mea, din venirea lui Joe Biden. Cunoaște foarte bine România, a colaborat foarte bine. Joe Biden a avut intervenții remarcabile și favorabile României de trei ori până acum. Deci Joe Biden a fost un mare susținător al lărgirii Alianței Nord-Atlantice, inclusiv al integrării României în NATO. Deci îi suntem datori lui Joe Biden sprijin pe această temă. Doi, Joe Biden a avut o contribuție importantă, dacă vreți, la protejarea democrației în România în 2012, când unii pur și simplu vreau să calce democrația în picioare pentru folos propriu. Și asta a fost iarăși un ajutor foarte mare pe care l-a dat României. Și Joe Biden a avut o contribuție foarte mare în 2014 la un rezultat benefic și pentru România în urma summitului de la Wales. Că știți foarte bine, atunci pe fondul ăsta al agresării ruse față de Ucraina și al anexării ilegale a Crimeei, NATO a luat decizia întăririi întregului, ar fi trebuit să fie front de est, dar în fine, ei au zis flank de est. Și într-o primă fază, întărirea se făcea în special pe Polonia și pe țările baltice, lucruri care pe noi ne-ar fi lăsat expus. Ei bine, am remediat și aici președintele Băsescu a fost foarte, foarte activ și cu sprijinul lui Joe Biden, cu sprijinul domnului cancelar Merkel, am obținut și noi dispozitivul NATO necesar ca și România, cum să spun, să fie întărită, mai ales, repet, cu toate aceste evoluții nefericite din Marea Neagră. Deci, în relația bilaterală cu Casa Albă nu mă aștept la lucruri complicate în ce ne privește pe noi, dar în ce privește regiunea sunt o serie întreagă de lucruri de urmărit să vedem, repet, cum se va așeza noua administrație. Ce e iar interesant de spus este că Joe Biden a fost în Moldova, e primul președinte american care a vizitat Chișinău până la alegere. Foarte important lucru. Tony Blinken, care este secretarul de stat, a fost și el în Moldova într-una din calitățile domniei sale anterioare. Și asta mi se pare un lucru foarte interesant. Adică este prima administrație de la Casa Albă care nu numai că știe bine unde este Republica Moldova pe hartă, dar au și fost acolo vizitând Republica Moldova, având discuții cu oficialii de acolo. Deci cred că trebuie privit administrația asta ca o oportunitate pentru România și din această perspectivă. Da, pentru că sunt foarte multe lucruri complicate, nu? A spune în încheiere, în această parte Europei, avem Polonie și o Ungarie, acolo unde democrația a fost în derivă în ultimii ani. Vă amintiți că înaintea alegerilor prezidențiale din... Asta nu e formulă.
În fine, eu nu sunt de acord cu ea nici în ceea ce privește Polonia, nici în ceea ce privește Ungaria. Nu spun că funcționarea democrației în Polonia sau în Ungaria a fost perfectă, dar a spune că a fost în derivă e un pic cam prea mult. Totuși, premierul Orban a fost ales de fiecare dată ca premier prin alegeri corecte, alegeri libere. Adică, ce democrație e în derivă când premierul este câștigătorul alegerilor corect organizate? Pentru că nimeni nu s-a îndoit de corectimea. Iarăși, nu spun că alegerile au fost perfect organizate, dar, per ansamblu, concluzia a fost că alegerile au fost libere și corect organizate. Deci, în Serbia, iar de Polonia... În Serbia avem o situație complicată. Acolo regimul lui Vucic a devenit din ce în ce mai autoritar în ultimii ani. Serbia s-a îndepărtat în ultimii ani de la parcursul... Mai degrabă, acolo putem vorbi de derapaje. Acolo am avea cazuistica necesară. Exact. Avem o intruziune puternică a Serbiei, nu prin Republica Srpska în Bosnia, acolo unde s-a blocat aderarea la NATO a Bosniei, tocmai din cauza intruziunii sârbe în Republica Srpska. Și pe lângă spațiul ex-sovietic avem un dosar foarte complicat, nu știu cum va fi gestionat la ora actuală, relațiile dintre Statele Unite și Turcia lui Erdogan. Avem o lume mult mai complicată ca acum 4 ani. Avem o lume mai periculoasă ca acum 4 ani. Iar apropo de lucruri bune făcute de Donald Trump, în strategia de securitate americană din 2017, din decembrie, Donald Trump chiar asta spune, că America se află într-o lume extremely dangerous, extrem de periculoasă. Și explică și de ce gradul ăsta de pericol a crescut. Deci lucrurile astea sunt clare și tocmai pentru că lumea e atât de complicată și de periculoasă, nu mai putem, cum să spun, accepta ca fiind din start evoluțiile pozitive și simple, numai prin faptul că la Casa Albă avem un președinte care are valori, are principii și pe care îl cunoaștem și cu care am colaborat de foarte mult timp. Oricât ar fi de bine conturată și este buna credința lui Joe Biden, lumea este mult prea complicată ca lucrurile să meargă de la sine și automat. De aceea trebuie să fim și noi pregătiți ca toate aceste chestiuni, relația transatlantică, cooperările cu alte state, multilateralismul, competiția sau confruntarea cu alții, să fie în continuu redefinite, remodelate pentru a fi aduse în concordanță cu vremurile. Deci eu cred că nici măcar între prieteni lucrurile nu mai pot fi luate ca garantate, pentru că totuși, pentru noi toți, suveranitatea este vis-a-vis de interesele naționale și s-ar putea în anumite situații, repet, oricât de prietene ar fi două țări, interesele naționale să fie într-o anumită divergență și acolo niște negocieri trebuie să aibă loc. Deci e o veste bună că la Casa Albă este Joe Biden. E de preferat această soluție, cel puțin din punctul meu de vedere, celelalte care ar fi fost al doilea mandat al lui Donald Trump, dar asta nu înseamnă că viața noastră va fi mai simplă doar pentru că este Joe Biden acolo. Datorită contextului complicat, vremurilor periculoase, lucrurile rămân în continuare delicate, chiar dacă suntem înconjurați numai de prieteni. Domnule Fota, vă mulțumesc mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Sunt Cristian Gava, am fost alături de directorul Institutului Diplomatic Român, domnul Iulian Fota. Până duminica viitoare, rămâneți alături de Radio France. O duminică frumoasă, la revedere!